Dragoș Dobrescu este noul antrenor al echipei de handbal activ Prahova Ploiești. Secundul acestuia va fi Robert Comendant, antrenor cu portarii Alina Dumitru și preparator fizic Dragoș Vasile. Dragoș Dobrescu a început junioratul la Ploiești sub îndrumarea profesorului Ion Nicolae, ulterior transferându-se la seniorii Politehnici Timișoara, unde a câștigat titlul de campion național în anul 1991. În perioada 1991-1995, Dobrescu a jucat pentru Steaua București, devenind campion național și cu această Echipă. Evoluțiile bune i-au adus transferuri în Portugalia și Franța, la Lusitani, activând pentru ABC Braga, iar în Hexagon pentru Celestat, aici avându-l antrenor pe fostul campion mondial Radu Voina. După perioada petrecută în Hexagon, Dragoș Dobrescu a revenit în România, activând ca antrenor la Centrul Național Sighișoara. A mai antrenat băieții de la CSM București, fetele de la Corona Brașov și CSM Roman, precum și lotul național feminin de tineret în anul 2019, cu care a obținut locul 5 la campionatul european de la Gior Ungaria. Ultima echipă antrenată a fost lotul național la junioare. În anul 2019 a obținut titlul de Master Coach.